Un profesor din județul Gorj este cercetat penal după ce a întreținut relații sexuale cu o minoră. Cum a fost posibil așa ceva și ce măsuri a luat poliția, ne spune colega noastră Diana Speretoiu. Până dimineața, mama bănuia că se întâmplă ceva nepotrivit între cei doi și și-a urmărit fata. Așa a surprins-o chiar în timp ce întreținea relații sexuale cu profesorul de informatică într-un apartament din Târgu Jiu pe care femeia îl deține. Adolescenta a fost examinată de un medic legist, apoi audiată în prezența unui psiholog și urmează să fie consiliată. Potrivit unor surse din anchetă, fata în vârstă de 16 ani, elevă la un liceu din Târgu Jiu, ar fi început relația cu profesorul de informatică în luna aprilie a acestui an. Pe numele dascălului, care are 43 de ani, polițiștii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de act sexual cu un minor. După audieri, polițiștii au stabilit că acesta poate fi cercetat în stare de libertate.